Turda, 3 Iași, 4 Stehra, 15 Cotrăniu și 6 Andrei Cerval. Înaintea acestui joc, echipa noastră cu corupul 6 în clasamentul Ligii 1 duce adversarii FC Argeș sunt pe ultima poziție, cea cu numărul 16. Partida dintre Chilia și FC Argeș va fi condusă la centru de Sabaș Covaș, asistențul Vasile Marinescu și Ionuț Pope. Arbitru de rezervă, Iulian Dima, observator de joc, Romulus Haia și observator de arbitru Mircea Salomir. Să sperăm că vom lua acest an cu victorie, nu pe 3 puncte câștigate aici la Giurgiu. Hai, Chilia! Marcați! Marcați!
În minutul 40, gol Chindia Târnoviște a înscris pentru echipa noastră jucătorul cu numărul 8, Marco Rădulca. Rezultat final.